Avem variante ajutătoare, încă avem variante ajutătoare. Există un prag al șaptele care e groaznic, o să vă povestesc despre el când ajungeți acolo. Avem hit, avem star, avem film, avem variante ajutătoare, avem zoom, vă pot aduce personajul mai aproape de voi și avem cel mai important lucru, 100.000 de lei. Să vină! Următorul personaj, ghiciți vârsta! Să vină banii! Hey, s-ar putea să fie mai greu acum. E șef. El e Marian. Bună seara, Marian. Salut. Are barba mai întreținută ca a ta, asta odată. Adică ce vrei să zici? Ochii lui. Tu-i vezi până acum? Da, de-aia mi-am pus ochelari. Am înțeles. Sunt maturi, sunt plini de... Nu și arată vârsta, ziceți. Nici Felicia nu și-a arătat vârsta. E adevărat, și-a prins-o, a zdibuit-o. Are fața întinsă, numai că la bărbați nu se văd. Are cearcăne, dar poate și oboseala și nu putem să-l întrebăm cât a dormit. A gătit mult. Cât îi dați? Cât îi dați? La prima estimare, la prima încercare, cât îi dați? Eu zic că undeva peste 30. Da, la un 31, 32 maxim. Sare de pragul de 30? Sare? Da. Zău? 32. Cât? 33. Cât? Hai, estimarea bine, prima? 33. 33, prima estimare. Da. S-ar putea să vă suciți după ce vă dau variantele ajutătoare. Vi le dau? Variante okay, ajutătoare? Ok, variantele. Au rămas următoarele variante. Hit, star, film, știre sau vi le aduc mai aproape la zoom? Știre. Știre, da? Știre? Da, rămâne știre. Okay. O știre din anul în care s-a născut Marian. Fiți atenți. S-ar putea să vă schimbe estimarea. Ups! Mamă, apare pe piață Microsoft, primul sistem de operare. Wow. Și mai bătrân. Wow! Maică mea, dacă ai 31, da. El are pe 34-35. Nu, e mai vechi ăsta. N-are cum să ai batut acum, să ai 40 la de ani. La noi a apărut mai târziu, la băieții acolo în ai America. Ai 38? 1500 de lei fiecare an pe care îl ratați în sus sau în jos și din clipa asta vă mai 37. Dau 15 37. Secunde, hai! Câți 37. Ani are Marian? 37? Da. 37? Da. Cât? 37. Cât? 37. 37? 7. Da. V-a sucit varianta ajutătoare cu Microsoft Windows că a apărut pe piață acum 37, am luat vârsta asta. 37. Marian! Avem o întrebare pentru tine care valorează fix 100.000 de lei. Și întrebarea e simplă la care tu trebuie să răspunzi cu da sau nu. Întrebarea sună așa. Tu ai 37 de ani pentru 100.000 de lei, Marian, da? Sau nu? Nu. Nu! Are 36. Cel mai important e acum să vedem cât ați pierdut, pentru că fiecare an greșit vă ia 1500 de lei din jackpotul de 100 de mii. Îl bat pe ăsta. No! 2 ani greșit! 3 ani greșit! 4 ani, Doamne Dumnezeule! 5 ani, incredibil! Stop. 5 ani greșiți! 32. Mamă! Marian, 5 ani greșiți! În sus sau în jos? În adică jos. Tu câți ani ai? 32. 32 de ani! Te-am zis! 32! Am zis bine prima oară. M-au dus să... Am zis 31, 32. 32, cu ce te ocupare? Adică se vede, ești bucătar, da? Ai zis bine. 31, 32 am zis. Marian, le-ai făcut o gaură în buget de 7500 de lei. Mulțumesc că ai fost lângă noi. Noi nu-ți mulțumim.